Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. E rândul șefilor să-și consume emoțiile așezați cu minți pe scaune, în timp ce li se jurizează capodoperele. La degustare, invitat, Iacob Hausmann. Iacob, bună seara, bine ai venit, o să fii alături de mine. Te aștept cu trei farfurii minunate. Bine ai venit! Mulțumesc! Three big chefs, each of them have his character, his way, his life. I know all three many years. Florin like the child, Catalin like the farmer and Sorin like the gentleman. They're very nice together. Te pupam, inima mea, cu mai mult respect pentru profesionalitate și pentru emisiune. Of course, it's nice for me to be invited in their show. Este un show cu multe inima, cu mult dragoste și pasiune și egal. It's all the time something special to be invited because it's for me one of the best TV format for cooking. Have nothing to do with bad ways, have just to do with nice ways. Cum ești? Ce faci? Eu sunt sănătos, Doamne, eu sunt acustit cu soția mea. Oh, ce frumos! După câți ani de căsătorie? 22 de ani. Mulți înainte! Și când se vezi ceva așa, eu știu, viața este frumos. Așa este, sănătate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc nu, pentru frumos. Mine este egal ce timp este afară, pentru mine este altă viața în capul meu. Tău. Eu sunt fericit cu fiecare prieten, lângă, dreapta. Frumos. Eu sunt o persoană pozitivă. Frumos. Viața este frumos. Iacob Hausmann este un super băiat. Un bucătar foarte bun și plus de asta un domn. Vorbește frumos despre mâncare și este foarte drăguț. Pentru mine este cel mai important inima pentru bucătăria. Este o artă. Exact, Cătălin Scărlătescu, este artă. Da. Ce drăguț vorbește. Da, da, mereu a fost. Una îmi place Mozart, una îmi place Rembrandt. Una place Picasso, dar important este inima pentru produsele. Așa este. Da. Îl respect foarte mult pentru faptul că nu minte mâncarea. Lucru pe care îl dă mai departe și lucru cu care inspiră mulți alți bucătari. Și anume respectul pentru mâncare. Trei farfurii. Le-am cerut celor trei șefi minim trei texturi în farfurie diferite. Nu e pe desfințat, e pe înființat, adică când îi place, să vedeți cum începe să-i aplaudă de urechile. Se uită la desert. Am emoțiile aia, că m-am enervat. De ce? Că m-am enervat cu ea. Deci o să ne confunde stilurile, sunt 100% convins de treaba asta. Florin? Da. Sorin? Da. Catalin? Clar! Florin, Florin, cum am Catalin. Zis eu? Da, da, da. Exact cum așteptam. Fiecare bucată are un signatur în rețetul lui. Mhm. Și nu 100%, dar 90%. Am lucrat cu Florin. Eu știu Sorin. Catalin este pentru mine un farmier cu ideea bună. Țin-mi și meu butagiu. Cu ce vrei să încep? Le luăm în ce ordine vrei tu? Da? Cum vrei tu? Te rog frumos. Deci, musaca. Eu am făcut o farfurie spectaculoasă, foarte gustoasă, arăta bine. Musaca aia mea e și pe sufletul meu, deci bă, bună rău. Musaca? În mai multe texturi. Da? Și texturi de carne. Da, și sosul, și cartoful, și piureul, toate sunt texturi diferite. Bă, câștigă gras azi. Da, face pariu. Să vede pe fața lui că îi plac la maxim, când nu-i place ceva, să vede că e pilaf, adică fața îl trădează. Este un gust dulce, sărat? Eu zic că o câștigi tu. Mâncărica place. Musaca lui Cătălin, senzație. Gustos, este bun și pentru mine, bravo! The first plate was very interesting, very tasty. I wish me to have a sakuska permanent in this quality, in this way, in the texture, with the meat, with the sauce, with the creamy and everything. Nu mi-era frică de musacaul lui Cătălin, nici pe departe. It is second plate with like a toast benedict, with another arrangement. Interesant asta cu o. Arată bine ăla așa. Philadelphia cheesesteak. Îi place. Îi place că zâmbește. Cu asta trei texturi, cu ouă și brânză, așa, cu toast, este foarte gustos. Băi, mi se face poftă, jur, când îl văd cum mănânc. Asta e frău fiecare dimineață de micul de șuncă. Exact, era, sigur, și la era precis ca așa, de tare. Aș mânca sandwich-ul bunte de dimineață până seara și noaptea și oricând este spectaculos, este senzațional. Eu chiar obișnuiam în perioada în care n-aveam grijă deloc de mine. Mâncam dimineața un ribeye cu ouă. Eu mâncam undeva în jur de 2 ribeye-uri pe zi. Aveam zile când chiar mâncam 3 ribeye pe zi. 3 antricoate de vită grase pe zi, crede-mă, că e...
foarte mult și am avut probleme foarte mari de sănătate în perioada respectivă. Cu dureri de genunchi, cu horcăit noaptea, cu... Dar ăsta e un sandwich pe care, da, într-adevăr, l-aș mânca dimineața și până la 5, după amiază, 6, seara nu aș mai mânca nimic. Asta credeți că este sos de vanilie, da? Plăcintă sau prăjitură mixă cu creme de vanilie. Avem o tartă de lămâie cu merenghe și sos de vanilie. Paolo, ce emoție! A zâmbit. Wow, gata! L-a dat din sprânceană, e de bine! Bă-mi plouă în gură, jur! Mamă! Și acum zice? Asta? Ce să mai zic, e foarte bună! N-a zis nimic. Rămas fără cuvinte. Am citit pe fața lui că îi place. Da. Nimic? Nu e că i-a tras atenția tarta aia într-un mod obsesiv. Gata, nu. Trebuie să trecem depinde, pe desert. Depinde de cine vine. Lu Hausman. Poate nu-i place lămâia. Eu așa sper. Șefii, nu ne mai văd, nu ne mai aud. Poți să-mi spui dacă ai hotărât farfuria câștigătoare? It's all the time a little difficult because you know all three and you won't win, all three won't win. To mix three textures together is not so easy. To have after all the balance of testing. But all three plates was in a very high quality. But we will see what's happened to the finish. Ce faci? Păi eu când am văzut farfuria, m-am șocat. Și efectiv m-am șocat. Ce avea tarta de lămâie în farfurie. M-am zis, bă, ăsta vrea să mă certe în direct, adică de ce? Ce, bă, asta e tarta? F***a tarta! BUM! Pararam, papam, pararam, papam, a, direct? Pararam, papam, papam. Direct? Ziare. Nu cred! Wow! E prima oară când s-a întâmplat așa ceva. Deci asta a fost fără emoții. Nu ne mai întrebam cine a câștigat, cum a câștigat. Sunt puțin gelos. Nu pot să cred așa ceva. Ce faci, Iacob? Ce faci? Bună, Sorin. Iacob mi-a spus că aceasta este farfuria pe care o ia cu el. Dragul, asta este viața ta și aici este inima ta. Da. Și am gustat cu dulce, cu acru, cu amar... E tot. Să nu mai zici nimic, să vii să-l termini aici în fața noastră și să-mi dai amuleta fără să zici nimic. Bă, nimic! M-am șocat! The client take this what he have in the last moment in the mouth, he take with home. Even now I have still a test of cream with the sweetness and the sourness. But in a nice way, not too sour, not too sweet, in a nice way. And this is, I think, what I wish me when I go in a restaurant, to have the finish in this nice way to take home. It was a nice evening. Mulțumesc din suflet, e o mare onoare. Farfurie ta cu sacusca? Nu, a fost... Este tu? Da. Nu ne-ai zicit deloc. Este minunat, gustos, cu aromele toate. Eu și asta cu micul dejun, am vorbit cu soția mea, afrea asta fiecare dimineață, micul dejun așa. Foarte este pasă, este toast, cum îi cheamă asta, toast? Am făcut ceva acolo. Ce musaca alu, Cătălin, ce sandwich-ul meu, gruier, Florin e campion mondial. Dar cu ipini în mâna, bă, care ți-a plăcut mai mult? Și mie dotat. Este spectaculoasă. We know each other so many years. This is a way of respect. We have the same amanta. We have our love, our kitchen, food. All four have the same love. So money we don't have, but health. Okay, health. Yeah. Bă, Cătă, până la urmă, uite, vezi, mi-a ieșit de câteva ori treaba asta cu deserturile. Adică, na, este, na. Dacă îmi fac magazin pe stradă, jur că rog frumos pe Bontea să-mi dea rețeta de samosa, care este, doamne, zeule, spectacol. Și tarta lui Dumitrescu de lămâie, magică. Și cum a intrat cu aia, m-am șocat, m-am lăsat fără cuvinte, vorbesc serios. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.